Plat centrarea, combină cu Grameni, Ronaldo de Aconu, cea mai mare ocazie a partidei, este acolo portughezul Diogo Queiroz, care trimite pe lângă, dar cât de inspirat este aici Ronaldo de Aconu, găsește această pasă, e trimisă pe sub piciorul lui Samuel Telles și de undeva din 8-10 metri, Queiroz trimite pe lângă poarta lui Pap. Să notăm această șansă. Mie unul mi se pare cam cea mai mare de până acum în meci. Da, vă spuneam, Queiroz joacă pentru că nu este băluță. Nu prea a prins chiar atât de multe minute. L-a jucat Hagi. Au fost foarte multe partide pe care le-a avut Farul în acest sezon, și în cupă, și în campionat, și în preliminarii de Conference League, dar Queiroz n-a decât o singură partidă ca integralist în prima etapă. Vor să vadă dacă nu cumva Miguel Silva l-a călcat probabil pe Queiroz. Asta ar fi culmea. Ar fi o lovitură grea pentru cei de la Celul. Bine, și în finalul meciului cu Dinamo au fost pedepsiți cu un penalti, gălățenii, un penalti acordat cu ajutorul arbitrajului video. Radu Vidican a mai arbitrat Farul la un meci în acest campionat, tot aici, la Ovidiu, la începutul sezonului. Victoria lui Poli Iași cu 3-1 pe acest stadion, un meci care, în care s-a remarcat Luis Felipe. Hai să vedem aici. Miguel Silva îl calcă, dar e... Mi se pare că e până alergare, mă rog, sunt interpretabile astfel de momente. Vrei să spun ceva, să știi că sunt circumstanțe de penalti. Este acoperit Vidican, da? Este acoperit de regulament dacă dă penalti Vidican. Ar fi Larie probabil să bată. Ilian Călin și George Găman sunt în camera VAR. Deci nu se pune problema dacă l-a călcat sau nu. Este evident că Miguel Silva... Mingea oricum plecase din piciorul lui Diogo Queiroz și acum... Întrebarea este, dai penalti pentru așa ceva? Striciu are cum echilibrul jocului? Se duce să vadă faza și probabil că va fi penalti dacă vrea să se convingă. Oricum, am luat sigur, aceasta este recomandarea din camera VAR. L-au chemat să revadă faza. E cam 99% că va da penalti. Am convenit, îl calcă. Aici nu sunt semne de întrebare, nu sunt dubii, de călcat îl calcă. Și l-am văzut și pe Queiroz după momentul cum s-a tăvălit. Nu cred că avea motive să simuleze chiar atât de mult și mai ales să fie un actor atât de bun. Haideți să vedem cine bate. Știți că va bate Larie dacă se dă penalti. Îl iau pe Putescu ca să... Vezi că Putescu a ratat un penalti sezonul ăsta cu Petrolul. Îl iau pe Putescu. Era clar. Se vedea de departe penalti pentru Farul. Iată că Gică Hagi indică cine trebuie să execute. Hai să vedem, e și galben. Corect. Miguel Silva este cel avertizat. Echipa cu cele mai multe galbene în acest sezon de Superliga, Oțelul. Noi l-am văzut pe Budescu în imagine, vă spuneam, Budescu a ratat un penalti la începutul acestui sezon, încă era la Petrolul. Țin să te anunț că am câștigat. Ai vorbit că a fost de curând ziua lui, nu? Da, cadoul. E cadoul, am văzut Gică Hagi, un mesaj clar pentru Budescu. Minutul 30, intrăm în minutul 31, Farul are posibilitatea să deschidă scorul. Un penalti acordat cu ajutorul arbitrajului video, după ce Miguel Silva l-a călcat pe Diogo Queiroz. Se asigură Vidican că niciun jucător în afara lui Budescu nu este acolo în suprafața de pedeapsă. La un moment extrem de important, 5 goluri marcate de Budescu în acest sezon, în Superliga, pentru echipa lui Gică Hagi. Budescu! Impecabil! 1-0 Farul Oțelul. A
plonjat în stânga sa Pap Budescu și a ales celălalt colț și din minutul 31 campioana Farul conduce Oțelul cu 1-0, al șaselea gol stagional pentru Constantin Budescu. Nu mai marcaze de la începutul lui decembrie Budescu un gol, iată că o face astăzi, 1-0 pentru Farul. Farul care, dacă va câștiga această partidă, ajunge la 43 de puncte. Și acum, cred că, dacă ar câștiga acest meci, se poate gândi că este cu un picior în luful Superligii.